Pentru frățiorul meu Ionică. Să mor eu dacă vreau să cânt pe viața mea, fiindcă eu nu cânt cu clarinet, de asta n-am cântat în viața mea fără clap. Mi-e greu, mi-e rușine să cânt, dar îi fac plăcerea doar două piese, să vedem dacă pot să le cânt. Că mi-e rușine și îi urez la mulți ani. Tu știi ce înseamnă chestia asta? Alo? Tu știi ce înseamnă? Eu n-am cântat, să mă vezi mor dacă am cântat vreodată pe ăsta. Și eu îi urez lui Ionică, am venit de dragul lui că e viața mea, suntem de mici copii, am crescut și dacă făcea și în Sahara veneam. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și fericire, doar două piese, atât că nu pot să... Nici nu vreau, cred. Dar ce vreau să vă spun, auzi, un meseriaș, nu se plânge că ce că nu-i clarinetul copii cu o părție, înțelegi? Dar nu mă interesează 48 de pași, poate să fie 60. Bă, tu ai cântat cu 32. Și eu am vrut să-ți aduc un profesor de acordeon fără mâini. Și n-ai vrut. Și să spun și ceva. Dacă nu ești în stare, dă drumul mai departe. Nu? N-am zis bine? Vă rog eu să aplaudați. Să aplaudați că mă simt eu bine, să mor eu. Îmi cer mii de scuze. Pot să încerc să cânt și eu două piese pentru Funduliță, pentru frații noștri și pentru domnul Florin de la Târgoviște. Să-i dea Dumnezeu sănătate și tot ce doriți la toată lumea. Să ne vedem încă 50 de ani la ziua lui Ionică. Thank you.
2-2. Căturilea George, legenda noastră care îl iubim. Am băgat și o șpagă la clarinet ca gagii, ca așa e normal. Aplauze și pentru Fulger, pentru Firu, care a venit lângă nașul lui și lângă Ionica. George și pentru Costi, să știe. Thank you.
domnul Relu, domnul musulmanu. Thank you.